Ca în fiecare iarnă și acum, piețele și magazinele sunt pline cu roșii, castraveți, ardei gras și alte legume din import care se vând la prețuri mari. Castraveți cu 7 lei, 8 lei. Dacă e posibil așa ceva. Am putea produce lucruri mult mai bune și mult mai sănătoase, că avem pământ bun. Micii fermieri care ar putea acoperi mare parte din consum nu își permit producția pentru că au costuri prea mari cu încălzirea serelor și solariilor. Mai cultivă doar câteva legume mai rezistente la frig, salată, ceapă sau ridichiile. Nu necesită atâta căldură. La roșii trebuie mai multă căldură. Noi punem după Paște roșiile. Trebuie să investești foarte mult într-un solar și în căldură și toate s-au scumpit. Pentru a stimula producția locală, Ministerul Agriculturii vrea să acorde fermierilor care cultivă legume în spații protejate un ajutor de până la 4.000 de euro, cu 1.000 de euro mai mult decât până acum. Banii ar urma să acopere parte din cheltuielile pentru producția de tomate, castraveți, ardei gras și alte legume pe care România le importă în cantități mari. Fără un astfel de program de susținere am fi dependenți 100% de import. Trebuie să venim cu măsuri complementare. Să le punem la dispoziție fermierilor piețe volante pentru desfacerea produselor cât mai aproape de consumatori. Pentru micii producători, ajutoarele sunt foarte importante, mai ales că s-au scumpit utilitățile. Dar mulți dintre ei reclamă că unele din condițiile impuse pentru obținerea fondurilor sunt greu de îndeplinit. În special, producția minimă și termenul în care trebuie valorificată o recoltă. Aceste cantități sunt puțin cam mari. Trebuie să ne gândim că nu toată marfa sau nu toți producătorii vând fiscalizat. Chiar dacă mulți fermieri își doresc să fiscalizeze, comercianții, intermediarii nu doresc aceste facturi din partea noastră. Unii dintre noi o să grăbească coacerea. De aceea vrem să prelungim un pic ciclurile ca să nu mai aibă nimeni obiceiul de a face lucruri necurate. Restul care lucrăm curat ne va afecta foarte, foarte mult. Pentru moment, programul de susținere a producției de legume în spații protejate este în dezbatere publică, iar forma finală urmează să fie adoptată de guvern cel târziu la finalul lunii februarie.